Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brat din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva organizează mâine un atelier de confecționare a mărțișoarelor. La eveniment vor participa artiști plastici și scriitori brădeni, dar și turiștii sunt invitați să asiste dacă doresc sau chiar să realizeze frumosul simbol al primăverii. Din scriitorii și artiștii plastici din zonă. Deci ei vor participa la atelier, vom confecționa mărțișoare, din unii propun lut polimeric, doamna Anca Stroieșteanu, care va fi, se pare, pentru mâine liderul grupului, va împleti din ațe colorate de asemenea mărțișoare. Nu știu ceilalți, ce fiecare va veni cu inițiativa și cu materialele lui. Muzeograful Monica Dușan va confecționa un mărțișor special, specific zonei, numit Crucea de Drimoc. Se punea încă din iarnă în pieptul copiilor, era confecționată din două bețișoare foarte mici din arbustul învestit cu proprietăți magice în cultura populară, drimocul, iar la capete avea ciucuri roșii, din lână roșie sau din bumbac. E o altă variantă a mărțișorului, se purta de către copii în piept până când cânta cucu, iar atunci respectivul mărțișor sau cruce era aruncată în urma cucului, pentru a fi voioși, sănătoși în tot anul care urma. Atelierul este organizat vineri între orele 13 și 16 la sediul muzeului din Brad, iar ziua a fost aleasă pentru că 24 februarie poartă denumirea în zona aceasta de Cap al Primăverii, o zi care anunță sosirea iminentă a timpului frumos.